De la Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu din Hida, grupul de colindători fluierași veseli din clasa 3A, după modelul păstorilor care fluierau, au venit să colinde la fluier tuturor sălăjenilor bucuria praznicului Crăciunului. Ei au fost pregătiți meticulos de către domnul lor învățător Ioan Chende, care transmite cu atâta patos copiilor valori și le dezvoltă printre altele și competențe muzicale. Susținuți îndeaproape de către părinții lor și de către Consiliul Local și Primăria Hida, condusă de către domnul primar Dumitru Petruș, fluierașii veseli sunt o mândrie pentru școală și pentru întreaga comunitate. Ne vom prezenta în continuare noi, fluierașii veseli, care am venit să colindăm pentru dumneavoastră, însoțiți de către domnul director, preot, profesor Călin Andrei Mateiu. Eu sunt Ștefan Damșa. Eu sunt Natalia Pintea. Eu sunt Darius Oțet. Eu sunt Antonia Rus. Eu sunt Cătălin Damșa. Eu sunt Lidia Opriș. Eu sunt Cristina Pușcaș. Eu sunt Natalia Duca. Eu sunt Dacian Chichișan. Eu sunt Deborah Luca. Eu sunt Mitrea Vlad. Eu sunt Matei Cățănaș. Eu sunt Irina Nogi. În colinda Praznic Luminos se precizează faptul că la nașterea pruncului Iisus, bucuria din cer și de pe pământ a fost resimțită astfel. Îngerii cântau, păstorii fluierau, magii se închinau și cu toții se bucurau. Am venit să colindăm, pe Domnul să lăudăm, în seara ajunului, până-ntra Crăciunului, că s-a născut om prea bun, chiar în seara de Crăciun. Thank you.
Primarul comunei Hida, domnul Dumitru Petruș, vă transmite tuturor sărbători binecuvântate, în care bucuria, pacea și armonia dintre oameni să fie prezente în casele dumneavoastră.